Calix și cu Xantares, co-echipieri de pe, din vechi vremuri de la Space Soldiers. Calix îl doboară pe Nori și se intre tare de către playerii noștri români acolo către short. Au push-ul realizat, dar deja Eternal Fire se rotesc un pic. Acolo s-a oprit Game Agent, se pare că Woxic era acolo pe margine. Eliminarea vine din partea lui Flow. Noi rămânem în 4 oameni și se dă dropul DCT cu un jucător, dar Imor s-a uitat în spate. Imor are dual Beretta și îl prinde și pe Psycho. În săritură chiar încearcă să tragă. Xantares iese aici dinspre scară, dinspre rampă, trăgând ulterior și către... It's not gonna happen for us. At least you have this match, though. Iată pe Xantares eliminându-l pe Psycho. Am continuat așa un pic cu un pic de engleză pe la Colts-ul Guri. Este un smoke pentru Me to be aruncat. Foarte bun picul lui Nori. Mori este pus la pământ. 4 vs 3, avantaj pentru playerii noștri. Dar Isa este la cutiile. De acolo, de lângă poartă, face double kill-ul. Rămânem la egalitate numerică. Habibi a făcut pas. Ia picul, trage către adversarul său. Woxic încearcă să rămână totuși în viață, fără să ia pagubă și nu a tras nimeni către el. Flow, double kill-ul pentru el. Scoatem runda Habibi. Piedestal, să spunem așa, mai puțin de trecut din meci ca să se ierarhizeze jucătorii din punctul de vedere al numărului de fraguri. Flash din săritură, partea stângă este Xantares, Habibi, a luat flash-ul, cred că Xantares, într-adevăr, nu total, dar Slend a contribuit acolo la executarea fragului respectiv. Woxic așteaptă cu scoutul, să vedem dacă prinde pe cineva, sperăm că nu. Vine picul de la Habibi, trage direct pe capul adversarului turc, plantează momentul de față. Doi jucători vin de jos, de la CT, trebuie să avem grijă, are Deagle, Imor, îl vede pe Psycho, are acolo doi player, dar nu se face niciun frag de către ai noștri. Abia cum Psycho cu Slend construiesc pe Killfin și Slend încheie cu double kill. E 2 la 2 egal și baiul pentru cei de la Eternal Fire. Pune presiune acolo Imor, aproape să scoată pe al doilea pe jucător. Era Slend aproape pe pic. Se aruncă heul adânc. Nu era nimeni care să urce acolo pe cutie. Imor vine direct pe luptă cu adversarii săi, dar dublajul vine perfect de la cei de la Game Agents. Foarte multă pagubă. Kha'Zix l-a scos pe Flow, s-a tras prin smoke și chiar dinspre Catwalk. De asemenea, trebuie Nori să reacționeze, dar iată cum Eternal Fire extrem de repede pătrund către zona midului și fac un cross pe care sau care are ca și dezmundământ un număr mare de eliminări pentru cei de la Eternal Fire. Dar iată aici pe Psycho 1 vs 3, l-a scos pe primul, îl are pe Kha'Zix, îl are pe Xantares. Iată aici, iar pe veteranii Space Soldiers în față și este prea greu. Picul înspre short, îl așteaptă Xantares. Vedem oare picul, Xantares vede capul lui Slend, îl elimină. Avem 4 oameni și trebuie Game Agent să joace pe împotriva Eternal Fire. Trebuie să le arăți că nu-ți pasă că Xantares sunt în echipa adversă. Iată Nori, ia duel direct cu superstarul Eternal Fire de care tocmai vorbeam. El și-a s-a aruncat, vrea să-i oprească, 3 jucători au luat flash-ul de la Game Agent. Nori nu trebuie să greșească, ei trebuie să tragă direct pe cap pe playerul care se află la elevator. Imor pică, încă un jucător acolo în stânga, dar Habibi dobar doi oameni. Woxic cu Kha'Zix, amândoi scoși din joc. Habibi se descurcă perfect. Toată lumea cu Game Agent în chat vreau acolo să vadă cât este galeria României și galeria Game Agents. Ce putem noi să facem? Ba da, Isa era, cred că, din Emirate, nu zici rău. Doar că, da, a jucat cu... Cred că poate să vorbească, să comunice cu ei. Ușor, ușor. Deschide Kha'Zix, îl prinde pe Slend. Playerul nostru este eliminat și rămânem cu 3 în viață. Bine, picul din partea lui Flow avansează. Să vedem dacă îl prinde într-adevăr pe Imori, care aștepta acolo că cu AWP-ul mai mult. Nori îl elimină pe Isa. 3 vs 2. Flow plantează Nori noștri în fața turcilor. Și baiul următor nu va fi la fel de sorit. Ba chiar nu cred că vor aduce famasuri jucătorii din punctul de vedere al aruncării utilităților. Dar Imor îl prinde pe Slend și cei de la Game Agents ar trebui să aibă grijă la acest astfel de pușuri. Flow îl elimină pe adversarul său. Face picul din nou. Nexus, băieți. Woxic, picul în mid, îl vede pe Habibi. Nu știu exact ce unde încerca să meargă în momentul de față. Cred că și controlul de pe, da. Deci avem echipe pe care să le urmărim în continuare, nu vă faceți griji. Woxic îl dobară pe Nori și cred că mai sunt ceva echipe, dar nu sper să nu fie omis pe cineva. Flash-ul vine pe deasupra, aruncat. Xantares spune presiune și îl omoară pe Flow. Ne rămâne doar Psycho în viață și ne întorc runda aceasta. Jucătorii de la Eternal Fire, Psycho frumos, primul frag pentru el. Nu apucă, din păcate, să le elimine pe Kha'Zix. La streamul nostru oficial, mai bine stau cu minte și aia e. Îl trădează acolo umbra pe preierul nostru. Nori intră peste Kha'Zix, este forțat să iasă cu moment și cam ne țin în zona aceasta. Nu știu dacă ați observat. Și na, Habib este prins din nou în aceeași poziție acolo în top mid. Încearcă să aruncă cu ceoglina de la jucătorii turci
Și game agents, poate chiar un tactical timeout ar fi o idee bună după runda aceasta, dacă este pierdută. Dar în continuare se joacă Cycle dubară pe Kalis. Și acum egalitatea numerică este adusă de către Flow. 3v3, îl vede și pe Xantares Flow. Xantaresul României pentru această rundă se pare că double kill-ul pentru el. Woxic l-a prins acolo pe Slend, îl dobare în colateral pe Psycho. Și iată că tot ce a făcut Flow e de prisos în această rundă. 5 secunde, nu mai pot să ia această rundă cu numărul 12. Și este runda câștigată de Cracul. Să răsar galeria în picioare. Runda cu numărul 13, trage Calix după Habibi. 4, headshot de la Calix, prea bine trage acesta. Nori este eliminat după ce îl scoate pe playerul care făcuse pagubă inițial. Gata, am rezolvat. Băieți, ne-am făcut 100.000 de abonați, easy peasy. Avem vreo 4.000 de turci abonați, dar nu e problemă, ne-am scos. Subscribe, turchii, subscribe, guys, subscribe. We want to make $100,000. Yes, dollars too. Subscribers also. What do you want? If there is a rich Turkish guy in the chat, please donate $100,000. Thank you. Jokes aside now, let's very much, guys. Thank you. Welcome. Imor cu AVP-ul, îl doboară pe Slend și așa se duce scorul de 9-6. 9-6 pentru cei de la Eternal celălalt. Flash-ul la anunca pe deasupra, Eternal Fire, se luptă împreună, Habibi pică, merg mai departe aici, jucătorii celor de la Eternal Fire, doar că Nori oprește, headshot-ul vine pe Xantaris, apoi pe Imor, dar Isa vine cu refragul. Trei jucători pleacă în short, Flow este cel care vrea să-i oprească, oare va veni drop-ul acela în CT sau nu? Este Slend care l-a scos pe Woxy din spate, avem aici o șansă la această rundă, Isa Lerino pe Slend, vine Psycho cu refragul, 2 versus 1 împotriva lui Calix, veteranul Space Soldiers, pentru a face forțul în runda următoare, Flow alături de căi pierul său, Psycho înaintează, Calix, haide Psycho, Calix, double kill-ul pentru el, Eternal Fire, Flow. Iată cum Foxy căldubar pe Habibi, Flow acolo în apropierea site-ului Bella, tunel este pus la pământ, Xantares cu Foxy fac două fraguri și astfel Psycho cu Slend sunt ultimii în viață, Molotovul vine acolo lângă Psycho, Xantares plantează, Foxy eliminare, cu numărul 2, 4 pe total pentru Foxy. Deci, lăsați, s-a aruncat acolo un head, cred că de către Habibi, are oameni lung, dar iată pe Foxy așteptând, în opărul echipei Eternal Fire se descurcă genial, dar acum este timpul pentru Nori, Nori cu Habibi, câte un frag pentru fiecare, mai este un jucător în lung la blue. Imor are flash-ul în față. Vine încă unul, dar Imor găsește gap-ul perfect între cele două ca să-l scoată pe Habibi din joc. Psycho prin smoke eventual, vine molotovul pentru el și își lasă smoke-ul, va lupta curând spre adversari. Slend a scus pe Calix, Psycho și el pe Woxic. Nu avem acolo camera pe playerii noștri, dar Imor îl bate pe Nori. Bomba este în site-ul B. Psycho face picul. Psycho! Arrivă pe Imor, a șaptea rundă. Apare Imor, în final, din punct de vedere al economiei. De pe Josef era Nori care a măsut fără avut, mă scuzați, era doar cu armă de asalt. Totuși Habibi pică, rămân două polare în joc pentru noi. Și cu famasul Flow atât, iau au sub asalt adversarii. Și aici se uită în spate, cât de atent poate să fie acolo Xantares. Slend se retrage, probabil se va cere aici save-ul, flick shot-ul de la Slend, foarte frumos tras în complet, care va ieși în față. E pe direcție Woxic, Slend l-a eliminat și pe acela, dar autodirectorul nu știu ce vrea să facă. Isa l-a eliminat pe Flow, rămânem cu polarele la dispoziție. Trebuie să facem retragerea, dar treabă, gen. Dar nu, oricum am spus că oricum nu m-aș supăra că până la urmă na. În lower, Nori alături de Psycho așteaptă push-ul și într-adevăr Imor este eliminat. Rămâne acolo pe zona Nori cu Deagle-ul. Dacă bate un jucător, trade-ul este suficient. Flow așteaptă aici cu Taser-ul în apropiere. Să vedem dacă va veni cineva de la echipa adversă. Nori verificat, dar Xantares a fost pus la pământ. 4 versus 3, Isa la 46. Habibi nu trebuie să moară, nu trebuie să-i lăsăm să vadă acolo echilibrul la numărul de jucători per total. Se retrag. Vine din spate Flow cu USP-ul, ia și o armă de pe jos și iată cum are poziție. Așteaptă Slend cu AVP-ul, îl prinde pe Woxic și vom putea rămâne chiar cu 4 jucători în viață. Jucătorii de AVP au contat în această rundă, dar a făcut și Nori foarte mult acolo cu Flow. Iată pe Habibi, headshot pe Calix, 13-8, recuperăm în față. Va vine într-adevăr, iată, din nou spun, acel boost pentru Xantares care vine foarte agresiv după playerul nostru, la gata pe Psycho, trebuia să se lupte neapărat în short Nori, n-a făcut picul, îl observa acolo Xantares și pe următorul double kill pentru el, Slend este cel care poate să-l oprească. Toxic se ca la 29, acesta este eliminat, Xantares este și el la 23, Habibi ține midul, Isa pică în spate, pleacă în short și vor putea planta bomba cei de la Gabe, de la Eternal Fire, dar Flow
poate să sară aici, să le elimine pe Xantares din săritură. Așteaptă ca el să facă el mai degrabă un salt pentru a verifica și a urca chiar pe cutie. Abimi controlează din short și cei de la Game Agents câștigă aici încă o rundă. 13 la... Lipsesc, acum vine izbucnirea din partea lor. Un Hesa aruncat acolo, dar Calix cu Xantares iau pagubă, nimic mai mult de atât. Imor cu Tecnoule, un frag pentru el, apoi ratează, dar rămâne fragloanțe. Stai cu face nou scopul, îi lasă într-o situație un pic mai lejeră pe coipierii săi, dar AVP-ul va fi recuperat. Vedeți că altfel eram versus 4 și poate chiar făceau save-ul. Voxil în dobară pe Nori și au avut Polar acolo. Heul vine în jucătorul care se află în pit, în pastile, mă scuzați, Slend. Eliminare pe Voxic, Habibi pică, Slend rezistă 1 vs 1. Împotriva lui Xantares, l-are în dreapta jos, încearcă nou scopul, Slend 1v1, no, acel headshot este frag, timpare pentru Diffuse, are Diffuse kit, îl dobară pe Xantares și va dezamorsa bomba. Slend și, aici. Acea rundă în care au izbucnit către site-ul B a fost una pe care puteau să câștige din ceas văzut, aveau doar half buy, vă reamintesc că noi aveam full buy player. Aveți un giveaway în Chestland, Psycho, câte un frag pentru fiecare, autodirectorul pare să fie pe lângă situație, Psycho la gap, îl agață pe Woxic, foarte bine Psycho. Heul vine de la Slend, 13 la 11, pistoale din nou, pentru să ia site-ul sub control. Sunt doi aici în rampă, Slend nu este observat, aruncă o grenadă, de asemenea este un flash. Au luat 3 jucători flash de la cei de la Eternal Fire, dar nu se fac fraguri. Imor l-a scos pe Nori, Habibi avansează, stânga are coipierul, are pe coipierul său. Flow-ul dobare pe primul, Slend și Psycho fac și ei treabă, 2 vs 3 aici, adversarii, foarte bine vine Slend. Trebuie să se pune pe Diffuse, Woxic nu poate să vadă nimic, totuși îl observă puțin pe playerul nostru. Trebuie să dezavorseze Psycho, 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 wow, pe good Woxic! Nu se poate așa ceva! Foarte interesant. Jucătorii turci aici, 4 versus, iată că facem fraguri, Game Agents, revin Nori cu double kill-ul, Woxic, pică, flow-ul elimină Isa, este doar unul și iată continuare, pardon, se joacă de către playerii noștri. Haideți, băieți! Psycho! Psycho! Da, le elimină pe adversarul său, 14 la 13! New sponsor Dristor, yes, please! Dobară, Imor pe Psycho, s-a infiltrat aici în spre site-ul A și văd că Eternal Fire pătrând cu un număr de 5 jucători pe Woxic la 21 HP secat. Tabi verifică spatele, dar rămâne fără gloanțe. Calix îl elimină, mă scuzați, Nori ține acolo lungul, Calix încă o dată Atis, rămâne la 4 HP, nu mai face ripicul. Imor a încercat să vină acolo, alternat cu căipierul său, n-are gloanțe nici Nori. Mamă, Flow rămâne ultimul în viață, nu se poate pierde runda în felul acesta. Xantares îl scoate pe Flow, 15 la 3 și la famasul este la Nori. Oxy line-ul pe Psycho, primul frag vine pentru adversari, deja Habibi merge să recupereze AVP-ul acela, dar Eternal Fire se apropie ușor, ușor. Nu știu dacă au văzut că AVP-ul a dispărut, se vedea doar țeava acolo pe colț. Nori le elimină pe Imor, avem ceva șanse și dacă luăm runda asta, poate să fraguri pentru Oxy, iată. Habibi dobar pe Xantares, plini acolo Slend, foarte bine, Habibi era în spatele său cu AVP-ul, a făcut double kill-ul, Habibi l-a ajutat foarte, foarte mult pe al său coicpier, Woxic este ultimul, flickshot pe Nori, Wallbang, 1 vs 3, iată că se poate, revenim dintr-o situație care părea imposibilă, aveam acolo polarul și cât de mult a contat AVP-ul achiziționat de către Psycho, fără armură, iată că Slend îl știe pe Woxic, îi vede capul, îl va elimina fără doar și poate și ultimul glonț vine cu fragul 15. Am fost adunați în mid, caută entry frag dacă nu pleacă în short. Deja acolo este Nori, eliminat de către Xantares, așteaptă Habibi pe colț, n-a încasat pagubă, stai cu se retrage. În mid este Woxic, Habibi, grijă mare, așteaptă Woxic cu AVP-ul, între timp îl dobară Isa pe Slend. Ne-a picat jucătorul și întorc play-ul către site-ul ăla excepțional de la Eternal. Ăștia avansează, Psycho are timingul în defavoarea lui. Este Woxic care îl vede, face fragul cu numărul 2 în rundă. Flow este ultimul, 1 vs 4 și vorba lui Iovi ar trebui să bată 4 aici. Eternal Fire față în față cu Flow, Xantares este pe colț, Flow îl dobară Xantares pe playerul nostru din păcate și este 16 la 14. Încheie Eternal Fire, deși...